Salutare, salutare, dragilor! Astăzi vom face un săpun de casă cu ulei de floarea soarelui, doar ulei de floarea soarelui. Cu multe persoane mi-au cerut această rețetă. Astăzi voi face acest săpun, deși nu este unul din preferatele mele. De fapt, nu îl fac niciodată și acum o să vă spun de ce. Este un săpun mai moale și are iodul foarte ridicat, ceea ce înseamnă că se rânceze foarte repede. De aceea și bunicii noștri adăugau grăsimi, nu ce rămâneau de la porc, pentru pregătirea săpunului, pentru că acest săpun nu este suficient de stabil, să-i spunem așa. Haideți să vă spun ingredientele și începem pregătirea acestui săpun. O să avem nevoie de 500 de grame de ulei de floarea soarelui, am eu aici. 257 de grame de apă distilată și 78 de grame de sodă caustică, 98% puritate, vă rog. Pentru ca acest săpun să ne iasă puțin mai tare, o să folosim și o lingură de sare grunjoasă, am eu aici. O linguriță, nu o lingură, o linguriță, vă rog. Bun, haideți să cântărim ingredientele și să începem prepararea acestui săpun. Mai întâi, vă rog, măsurile de protecție, mănuș, mască și ochelari de protecție. Este foarte important să ne protejăm, pentru că soda caustică arde foarte tare, este foarte toxică. De asemenea, nu trebuie să fie copiii prin apropiere sau animăluțe. Geamul larg deschis dacă faceți înăuntru. Bun, dragilor, deci haideți să începem. Cum vă spuneam, 257 de grame de apă distilată. Așa, încă puțin. Ok. Bun, aici am apa distilată, iar acum o să pun aici într-un păhărel puțin apă distilată pentru a dizolva sarea. Așa, punem lingurița de sare și amestecăm foarte bine pentru a dizolva sarea. Ok. Acum vom cântări soda caustică. O să avem nevoie de, cum vă spuneam, de 78 de grame. Bun, o să folosesc acest. Așa, 78 de grame de soda caustică. Vă rog frumos, de 98% puritate. Așa. Ok. Iar acum o să punem soda. Totdeauna soda trebuie pusă în apa distilată și nu invers, vă rog. Așa. Amestecăm până se dizolvă și revenim. Bun, dragilor, până se răcește puțin soda caustică cu apa. Haideți să cântărim cele 500 de grame de ulei de floarea soarelui. Așa, fix 500 de grame. Iar acum o să încălzim doar puțin uleiul, pentru că uleiul și apa cu soda caustică trebuie să aibă aceeași temperatură, între 40 și 50 de grade, da? Aproximativ.
Bun, dragilor, apa cu soda caustică și uleiurile au cam aceeași temperatură, între 40 și 50 de grade. Apa cu sare o lăsăm deoparte, nu o punem încă. Iar acum haideți să turnăm apa peste uleiul. Așa. Am aici un blender pregătit și o să amestecăm totul. Am amestecat vreo 2 minute, iar acum vom adăuga apa cu sarea și continuăm să mixăm. Bun, dragilor, uitați, apa mea, am mai amestecat încă vreo 3 minute. Uitați ce consistență are săpunul, așa ca o șarlotă. Iar acum voi adăuga, pentru că vreau ca parfumul, ca săpunul meu să miroase foarte frumos, o să adaug un parfum, un parfum pentru săpun. Este un parfum sintetic, miroase foarte, foarte bine. Paradise Flower se numește. Este o fuziune de flori tropicale cu note de floare de piersic, lotus și ceai verde. Este o combinație foarte interesantă de dulce și proaspăt. Așadar, o să pun 30 de picături pentru că vreau ca săpunul meu de casă, bine, o să-l folosesc la spălatul hainelor. Acest săpun se folosește doar pentru rufe. Vreau să vă spun că spală bine hainele, însă mie îmi place, cum știți, să pun și untură sau ulei de cocos, așa doar de floarea soarelui nu fac niciodată. Dar mă rog, cum mi-ați cerut acest săpun, l-am făcut și o să vedeți că o să facem un detergent super pentru spălarea hainelor. Dar asta după ce stă 4-6 săptămâni la uscat. Uite ce bine miroase parfumelul acesta. Așa, cam vreo 30 de picături. Bun. Iar acum îl mai amestec încă puțin și gata. Așa. Gata, săpunul este gata. Ce bine miroase! Super, super bine miroase. Am aici o formă pentru săpun și o să-l pun aici. Așa. Ok. Bun, dragilor, o să-l las pentru 24 sau 48 de ore, acum depinde cât de repede se întărește. O să-l acopăr cu un prosopel și o să-l las, cum vă spuneam, eu cred că în 24 în 24 de ore este gata, dacă nu, o să lăsăm 48 de ore la întărit și după aceea o să-l tăiem. Dragilor, au trecut 48 de ore de când am făcut săpunul de floarea soarelui. Vreau să vă spun că este puțin moale, deși am pus sare. Haideți să vedem dacă pot să-l scot de aici din formă, să-l tăiem. El, desigur, o să se mai întărească puțin cât timp stă la uscat, vreau să spun că se mai întărește, dar este destul de moale. Haideți să-l tăiem. Uitați, mie de aceea nu-mi prea place acest săpun și de aceea o să vă las în descriere rețeta cu ulei de floare soarelui și puțină untură. Să știți, dragilor, că dacă puneți puțină untură, săpunul se întărește și de asemenea nu se râncezește atât de repede. Așadar, tăiem bucățile de săpun.
Vreau să vă spun că mie nu-mi place acest săpun deloc. Dar l-am făcut pentru voi că mi-ați cerut această rețetă. Stați liniștiți că după 2 luni se întărește, dar nu rămâne așa moale. Dar mie nu-mi place acest săpun. Are și mult iod, se rânchezește repede, deci eu nu îl recomand sub nicio formă, dar mă rog, fiecare face ce vrea. Mie așa mi-a ieșit săpunul, vreau să vă spun după 48 de ore. Cum vă spuneam, se întărește. După ce lăsăm 2 luni de zile, săpunul se întărește. Bun, dragilor, acesta este săpunul. V-am pupat și ne auzim la următorul tutorial. Ciao, ciao, ciao!